A intrat prima comandă? Mergem la repetă. Da, prietenaș, prima cursă, 3,89 de la McDonald's. Una scurtă, 1100. E ok. Dau pedala înapoi în centru. Poate mai pică ceva. Deci, acum am oprit și a intrat Subway-ul. Asta e bine. N-a trecut un minut. Exact când am apăsat pe butonul de a opri camera, am auzit sunetul de comandă. De la Subway, 2 pași și 2-3 pășițe. Right. Bun, bun, bun. Am ajuns. mile, una scurtă, asta e bună. Gata și a doua comandă. Scurt, frumos. Sunetul de comandă. A intrat a treia comandă. McDonald's. Bun, 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 bun. Ultima comandă, 409. 1,7 mile. Ok. Tortă pe felie. În sfârșit, una de la Stuart. Pentru comanda asta am așteptat, cred că, vreo 15 minute. A durat ceva. Mergem la Megan. Serios, sunt chiar la Subway. Ia uite un prieten, unde sunt? Hello, Subway. Pam, 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 pam. Ok. Asta e de la băieții de la Subway. M-au văzut cu bicicleta și întotdeauna sunt drăguți cu mine. Nu numai ei, la mai multe restaurante se întâmplă treaba asta. Mai ales dacă e cald afară, fără probleme. Te poți bucura de o băutură răcoritoare. Gratis, fraților, gratis. Încă un job de la Subway. Pam, 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 pam. Hai să dăm pedală, e 32 de minute. Sunt foarte aproape. Comanda asta a fost de 4,30 pounds. Frumușel. McDonald's. Hai, 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 intrat comanda. 3,28. Not bad, not bad. Ora 5:21. Am apăsat pe butonul de a mă conecta online pe aplicația Uber. Și imediat
A sunat comanda. Da, este de la restaurantul African. Da, fraților, eram două supe. Nasol, trebuie să am grijă cu comanda asta pe 303. Pentru prima comandă. Nu-i rău. Doar că a durat foarte mult la restaurant. Comanda de la Mac. Da, fraților, am așteptat ceva. Destul de aglomerat la Mac. M-a dus să iau. Mir cum de mi-a băgat și mie că am stat ceva. Să vedem, să vedem, să vedem unde mergem. 1.3 mile. Am așteptat cred că vreo 5 minute la Mac. Pentru că este foarte aglomerat. Este foarte aglomerat și da, a durat ceva. Am așteptat până să-mi intre și comanda, destul de mult, cred că am așteptat vreo 15 minute ca să-mi intre comanda. Vom vedea, sper să ajung, targetul meu este să ajung la 50 de lire, dar la cum merge treaba, greu de crezut că o să ajung la 50 de pounds azi. Vom vedea. Țineți aproape, când intră următoarea comandă, îi dau drumul la cameră. Yo, 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 yo! Gata și comanda numărul 2 pe după amiază. Să vedem bănuții. Să vedem ce zice Uber. 4 lire și 14. Bun, bun, bun. Am sărit de 20 de lei pentru 1300, undeva la 2 km. 20 de ron. Asta pentru cei care mă urmăresc din țară. Ce părere aveți? Este bine? Nu este bine? Mi-a luat, să zic, aproximativ un sfert de oră de când am primit comanda până când am livrat-o. 20 de ron. Aștept comentariile voastre, părerile voastre în secțiunea de comentarii. Thank you, mate. Cam departe asta de unde mi-a intrat mama ei, dar am acceptat-o pentru că nu vreau să mă cert cu Uber. Deci când am ajuns la restaurant, băiatul a sărit cu punga în față, mi-a aruncat mâncarea, totul pregătit. Nici n-a trebuit să scot telefonul din montul ăsta. Aha. 32 de lire, deci 4 lire 25 ultima. Bun. Așteptăm noi comenzi. Unde e plecat nene? Să o acceptăm, să nu acceptăm? Hai să o acceptăm. Ha, să o acceptăm.
jumătate de oră. Da. Right. Este la McDonald's, a intrat comanda. Să-i dăm pedală. Care pedală? Că deja am ajuns. Doar ce am plecat de la Mac, n-a stat foarte mult. 2000 de distanță la cursa asta. Da, ultima comandă, 4,69. Tot la fel, în jur de 20 de lei. De fapt, ceva mai bine de 20 de lei. Pentru 3,2 km. 2000, adică. Deci pentru 3,2 km, 2000, 4 lire 69, echivalentul la aproximativ 22 de lei. Da. Deci, din fericire pentru mine, merg la Mac-ul preferat, unde treaba merge repede. Da, deci 3 lire 48 pentru cursa asta. O avere! A intrat comanda. Și cred că asta o să fie și poza de thumbnail. Cu comanda. Ok. Tot de la Mac. La Daniel mergem. Sperăm să fie român. Nu e musai. Ok, să mă duc să preiau comanda. Am preluat și ultima comandă pe ziua de azi. 2000. Și 50 de pounds și 70 de penny. Asta am vrut să văd. Da, cum ziceam, 150 de pounds pe Uber, 20 pe Stuart. Nu e rău deloc. Și asta în 25 de ore și 57 de minute.